Ștefan cel Mare este cunoscut și pentru câte lăcașuri de cult a ridicat în cei 47 de ani de domnie. Pe șantierul de la Cumpăna, județul Constanța, acolo unde se ridică 4 case în 5 zile, există un alt Ștefan cel Mare. Timp de 5 zile, cei 250 de voluntari cărora li se alătură constructorii și echipa celor de la Habitat for Humanity în România, devin o familie. Nu este un cuvânt mare, este o realitate, pentru că după 5 zile toți muncesc cot la cot, obosesc și se bucură de rezultatul lor. Construiesc o casă care va deveni acasă. Ștefan cel Mare este unul dintre cei 16 constructori care conduc în fiecare zi o echipă de voluntari. Nu-i judecă, are răbdare, deși nu a atins niciodată unealtă, taie lemnele mai puțin bine și nici nu știu ce este aceea o țiglă. Nu este ușor să lucreze cu o echipă în care se vorbesc 3 limbi străine, dar cumva reușește să biruiască și la finalul zilei să construiască ce și-a propus cu propria echipă. Totul las în urmă. Renunț la munca mea de acasă, renunț la tot ce am și eu de făcut acasă și vin aici pentru a mă implica și pentru a dat o mână de ajutor acestor oameni pentru a se muta. Acum o să vină iarna și 100% au nevoie de o casă unde să locuiască. Mila este ca argintul viu. Nu stă locului nicio clipă. Este acel personaj care apare atunci când este nevoie de ajutor. Statura nu-ți va spune niciodată că poate ridica o casă sau mai multe case. De fapt, el este unul dintre cei care acum locuiesc într-o casă construită tot cu ajutorul voluntarilor. Faptul că a reușit să le ofere o casă celor 4 copii pe care i-are îl face să fie neobosit pe șantier. Pentru că mi-a făcut pentru mine casă, să fac și eu pentru alții viitori aceeași casă. Lucram în Franța și când m-a sunat și a spus că pot să vii să lucrez cu noi, am plecat, am renunțat la toate și am venit acasă. Pentru că astfel de lucru să devină realitate, este nevoie de o echipă. Roberto Pătrășco este liderul unei echipe formată din tineri, care înțeleg că aceste gesturi sunt necesare pentru ca România să aibă un viitor fără statistici triste. Acum, 46% dintre români trăiesc în case supraaglomerate și 36% dintre noi trăim la limita sărăciei și a excluziunii sociale. Atunci când crezi cu adevărat în ceea ce faci, când vezi impactul tău, pentru că nimic nu se compară cu ziua de vineri când înmânăm cheile familiei la noua locuință. Pe șantier nu e nicio medie de vârstă, am avut voluntari de la 16 ani până la 80 și ceva de ani. Ca atare, singurul lucru care îi mână pe voluntari este dorința de a ajuta pe ceilalți și dorința de a face bine. În final, totul este despre cei dispuși să lase rutina zilnică și să facă un gest pentru cei care au nevoie de unul. Niciodată până acum 4 case nu au prins formă atât de repede. Hotărârea celor de pe șantier a doborât recorduri indiferent de limba pe care o vorbesc, de ocupația lor de zi cu zi sau de cât știu despre a construi o casă. Mă bucur de această experiență. Am descoperit lucruri minunate în această zi, unele mai greu de făcut, altele mai ușoare, dar mă bucur că pot să fac o faptă bună pentru oamenii care au nevoie de asta. Sunt mândră de tot ce a ieșit și abia aștept să îi văd pe oamenii care se vor muta în această casă și care se vor bucura de tot ce facem noi aici. Luni era doar o fundație, marți au apărut pereții și acoperișul, miercuri deja vorbim de fire prin pereți și de camere, iar joi și mai apoi vineri, adică astăzi, deja o casă va deveni în curând acasă.